ghidați de președintele Consiliului Județean Arad, europarlamentarul Iosif Matula și primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, greii Partidului Democrat Liberal au vizitat județul în această dimineață. Ținta au fost localitățile unde agricultura reprezintă în continuare principala sursă de venită a localnicilor, Pâncota și Pecica. Și oamenii nu mai au practic clienți, pentru că acei clienți nu mai au bani. Și nu mai au bani pentru că sunt suprataxați, acum și cu acciza asta la motorină. O altă problemă sunt controlele agresive pe care le suportă din partea administrației. Să intre cu buldozerul în marea evaziune fiscală, fiindcă acolo marea evaziune fiscală sunt contributorii. Și în schimb vin aici și în alte locuri și apasă pe capul micului producător, care nu are pilă la guvern, nu are pilă la administrație și care, pe lângă faptul că vinde greu marfa, trebuie să stea și jumătate de zi să stea de vorbă cu jandarmi. O delegație formată din Cătălin Predoiu, Gheorghe Flutur, Valeriu Tabără a vizitat piața agroalimentară din Pâncota. Au stat de vorbe cu micii producători pentru a lua pulsul situației în care se află fermierii din zonă. Trăiți aici! Bune, îi lua și cu sac! După vizita în piață, greii PDL s-au reunit într-o ședință cu fermierii din zonă pentru a dezbate și a lua la cunoștință doleanțele celor care încă mai lucrează pământul. Noi suntem un județ care are o economie, spunem noi, bună la nivel național. Această economie este compusă dintr-o industrie mare parte în jurul municipiului Arad și de o agricultură puternică. Puțin știți că în regiunea noastră, județul Arad este județul cu cea mai mică pondere în urban și cu cea mai mare pondere în rural. Noi, cei care administrăm județul, atât ca instituție, cât și prin instituții subordonate, în acest moment ne străduim și reușim, spun eu, prin atragerea peste 240 de milioane de euro bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, de apă și canal și în alte zone să creăm o dezvoltare, eu nu cred că ea poate să aibă o finalitate dacă în comunele județului Arad nu dezvoltăm zona economică. Asta nu se face decât cu oameni cu bătături în palmă, cu oameni harnici. Știu asta pentru că de foarte multe ori oameni de la noi, din nordul Moldovei, din Bucovina, vin aici la muncă, la dumneavoastră, unii s-au stabilit aici. Știu cultul muncii și organizarea. Aradul este un exemplu extraordinar pentru România. Și o să revin asupra acestei chestiuni, pentru că nu este o chestiune de complezanță. Implicarea Consiliului Județean, a celor doi factori, colegii parlamentari, cu dumneavoastră, cu reprezentanții fermierilor, văd pe Alda Acin în sală și echipa domniei sale, care mereu țin o legătură extrem de strânsă cu producătorii, cu fermierii și cu specialiștii agricoli. Și de asemenea îmi face plăcere să pomenesc și eu un exemplu de ce înseamnă producția agricolă integrată, care este combinatul agroindustrial Curtic. Și nu o fac din complezanță, din prietenie, ci pentru că efectiv este un exemplu. În același timp, Monica Macovei și Andreea Paul Vasa au stat de vorbă cu localnicii din Pecica, unde scopul vizitei a fost similar celui de la Pâncota, starea agriculturii românești.